Au vrut să se distreze, însă vor plăti în fața judecătorilor. Un tânăr în vârstă de 31 de ani din Durnești s-a pus pe șofat în ciuda faptului că nu are permis de conducere. În plus, autoturismul i-a fost încredințat de către o femeie de 29 de ani care se afla pe scaunul din dreapta, înainte de a se urca la volan. Individul de 31 de ani băuse câteva pahare de alcool. Etilotestul a indicat o valoare de 0,20 mg per litru alcool pur în aerul expirat. La Trușești, polițiștii au tras pe dreapta un băiat de 19 ani, care nici el nu avea permis de conducere. Tot în aceeași zi, un alt tânăr din comuna Corni mergea cu mașina în zigzag pe stradă și chiar atunci a fost surprins de oamenii legii. Polițiștii l-au oprit și l-au luat la întrebări. În cursul zilei de ieri, polițiștii rutieri au depistat în trafic 3 persoane care au condus autoturismele fără a poseda permise de conducere. În toate cele 3 cazuri s-au întocmit dosare de cercetare penală. Toți 3 sunt cercetați pentru conducere fără permis.